Bună dimineața! Este duminică, este ora 8 și 20. Noi vom face o filmare asta să vedeți și voi ce înseamnă Flowmart. Flowmart înseamnă o piață de vicături. Înseamnă că oameni vând lucruri folosite, sunt și lucruri noi, printre ele și haine. Și multe lume, mulți străini care se duc să cumpere lucruri de acolo. Mergem să vedem, filmăm și să vedeți ce înseamnă în caz că veniți aici în Germania, dacă merită să mergeți la un flow mart sau nu. Hai să vedem ce găsim acolo și dacă găsim ceva interesant și ce prețuri au, bineînțeles. Dar se vede că e aglomerația, au venit lumea. De-abia am găsit un loc. E full, 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 full. Puteți să vedeți aici cu ochii. Și ce îmi place să văd în parcare este autorulote făcute de oameni. Ia uitați. Este făcut de off-road, filtrul de aer sus, roți creampunate, frumos. Aici sunt Adidas, niște zeci de motociclete. Nu știu dacă a mai murit cineva în ele sau nu, în geșile alea de motociclete. Multe par folosite. Nu știu ce e ei. Super sau ceva. Haine, mobilă veche, bicicletă, tablouri, farfurii, bebeluri, rolete. Aici trebuie să intri să cauți singur, dacă ai nevoie de ceva. Instrumentale muzicale. Cât costă această cameră? Am văzut camera aceea și mă gândesc că e ca un bibelou frumos să-l pun la mine pe bibelou, cu camera, cu filmat, 115 euro. Mi se pare cam exagerat de scump, pentru că dacă intri pe eBay o să găsești mult mai ieftin. Ei se profite de oameni, se uită cum arăți, cum ești îmbrăcat, dacă sunt oameni bogați sau bătrâni, să intre în tine în filie și să pune prețuri mai mari. Ia și țiganale. Pentru oamenii care colectează mașinuțe, un frigider vechi și sticle de Coca-Cola. Cred că este radio. Also, das ist Börsenkurs, 49. Electrocasnici. O dronă chinezească, Xbox 360, PlayStation 3, casetofoane. Ce tare mașinuța asta, când eram eu mic, existau așa ceva cu padele la sănici. E de tablă. Danke auch, ne? Das sind Objektive. Das ist ein komplettes Gedeck. Drei Teile. Kuchenteller, Unterteller und Tasse kostet zusammen 15 Euro. Ein Gedeck. Komplett. Muss ich das schleppen nicht?
Und? Wie geht's? Wie geht's? Bei dir? Alles gut? Familie gesund? Ich hab's auf dem Dachboden. Also gekauft und eingelagert. Okay. Warum auch immer. Ja. Sie kennen Sie AC Modellbau? Ja, diese großen. Jetzt sehe ich hier Burgie, Fräse. Pentru mecanici. Eu mi-am luat de la omul asta de făcut filet. Prima dată mi-a zis aia mică este 2 euro. I-am zis ok, pasta 3 îți dau 5 euro. Nu vrea, nu, ca și că 8 euro fac asta 3. În fine, am scos-o la capăt cu 6 euro. Ich habe euch ja weiter vorne vermutet, das ist wie gesagt. €22. Du, seit um 6, wir haben noch 6 oder so. So, was machen wir für den Schrank? Da kann man ja was hier prostieren. O literă S, mare din tablă. O cărăț, o vopsesc. Vine de la Salmix. Nu uita să abonați la Salmix. Asta da trotinet. Sau dacă aveți o sufragerie pe mărimea potrivită, uitați șasele aici, clasic. €10, €40, un pahar €25. Asta de suică sau gen 15 €. Sara mi-a întrebat ce preț sunt astea. Dar oare pe set sau pe... Cred că set. Zici tu? Ne-am luat lanțișorul ăsta de argint pentru Carina. E argint original. 15 €. Cred că a meritat. Ziua nu e completă dacă nu luăm cărnați nimsești. Un cârnat lung, l-am părțit în două, cu o porție de cartof, adică de fapt două sandvișuri de cârnați lungi
Și o porție de cartofi, 7 euro. Destul de mare porție de cartofi. Pentru 3 euro. Astea sunt... Zici că sunt păpușele, vodă. Până la urmă, ce zice? Se merită să luați lucruri de aici, de la Flowmart sau nu? Sincer, dacă știi prețul, cauți ceva anume și știi prețul original și îl găsești aici mai ieșin, se merită. Dar așa poți fi păcălit foarte rău. Adică să găsești o masă aici și zici, wow, am dat la vâtură, dau pe ea 100 de euro și afară o găsiți mai ieșin sau chiar la același bani. Nu. Și oamenii nu sunt așa de amiabil, adică îți zice prețul și se uită așa la tine, zice, îți aștepte să pleci sau se uită la tine, zici că fur ceva. Pe când alte persoane, știi, probezi și zice, stă bine? Spui da, costă 30 de euro, dacă stă bine, ți-l las la 25. Nu ai știi să zici la persoana aia, dai 25 așa cu drag, dar alții care se uită urât, vorba cănezească, dacă nu știi să zâmbești, să nu-ți deschizi o afacere.